Cred că Maria o să vrea să mai facem videouri. Mai facem dacă vreți. Câte like-uri facem? 80.000 de like-uri. Astăzi vreau să fac un challenge cu Maria, sora Andrei, pentru că știu că a fost 1 iunie și eu nu i-am luat nimic, am fost plecați, n-am avut timp să ne vedem în ziua aia și am zis, bă, hai să-i fac o surpriză, să iau mai multe chestii, dar am zis să integrez așa într-un challenge și fiți atenți la ce idee m-am gândit. Am luat 20 de gălezi din ăștia de vată de zahăr și vreau să le desfacem, doar 10 dintre ele și în 10 să băgăm noi anumite surprize pentru ea. O întoarcem cu spatele, îi punem 2 găleți în față și alege. Într-una o să aibă o surpriză, într-una nu o să aibă nimic. Și depinde ce alege ea. De exemplu, nu știu, alege, o ia pe una dintre ele și știți că dacă scoți vata și o pui în apă, se dizolvă instant, bam, dispare. Și acolo o să vadă dacă găsește ceva în vată, o surpriză sau nimic. Bine, la final vă dați seama că o să-i dau toate surprizele pe care le-am cumpărat, că gen sunt pentru ea, dar vreau să fie așa ca un challenge, să fie așa mai misterios, ca să zic așa. Așa că trebuie să ne punem pe treabă, că avem 10 din astea. Unde va trebui să băgăm surprize și aici avem mai multe. Ăsta mi se pare super mișto, ventilatorul ăsta micuț, doar că ăsta vă dați seama că nu o să încapă niciodată aici, așa că o să scriem noi pe o hârtie și scriem ventilator și o să o punem aici, că altfel și o dăm în caz de nimerește, știi ce zic? Și avem oricum multe, multe surprize, eu zic să stați până la final ca să vedeți și voi ce surprize avem, că nu stau să vi le arătăm pe toate, ideea e că am închis și ușa pentru că ea... Asta a fost așa un sneak peek. Da, asta a fost doar așa un sneak peek, am închis ușa pentru că stă pe aici pe în casă și nu vreau să intre, vreau să ne grăbim repede și după să mergem un foișor să-i dăm drumul la challenge. Ne descurcăm. Ne descurcăm. Să o vedeți și pe iubita mea aici, poți să le spui ceva? Nu vreau să mai zic nimic, că sunt răcită. Andreea e puțin răcită. Și mă simt super rău, dar da. Îmi place ideea asta de video și dar aștept să facem. Ei și cu noi ne ajută. Îi dăm drumul la treabă? Da, hai. Haide. O să iau de aici o găleată, o pun în față și una de aici. Uite, o să le iau aici în față, poți să te ridici tu așa în picioare, tu alegi una singură de acolo, o deschizi și o răstorni aici în apă. Da. Și ori găsești un cadou, ori nimic. Da. Ca să știi. Deci putem să începem ca idei. Te gândești bine ce vrei să alegi, o iei, o deschizi și o pui aici. Aia zici tu? Hai să vedem. Desfă-o, vezi că are aici o chestie din asta. Uite aici. Și o răsturni în apă. Și nu, o lași așa și o pui tu. O întorci așa, chiar cade dacă o întorci. Ia să vedem. Nimic. Din păcate, nimic. Dar ce satisfai, m-a jucat atât ziua așa cu astea. Și că am făcut Dan odată un life hack din ăsta. Da, da, da. Dacă n-aș fi turnat în continuu, poți să o pui tu acolo? Că asta nu ne mai trebuie. Aia. Deci la fel, da? O desfaci. Și o răsturni aici. Și hai să vedem ea. Stai că s-a prins acolo. Hai că te descurci tu. Aia zic. Ia să vedem. Are un bilețel. Ia să vedem ce scrie cu el. Surpriză? Surpriză? Deci trebuie să-ți dăm o surpriză. Ce-i dăm, o invita de acolo? Îi dăm, uite, asta e prima surpriză. Hai să vedem, ia desfă-o aici. Stai să iau asta ca să vadă. E cam mare asta aici, ne cam ia puțin așa din asta. Poți să le arăt și lor la cameră ca să vadă ce avem aici. Nu știu ce să stai sincer să zic. Am niște măgeluțe care pot să fac brățări. Oh, ok, și cred că mai e ceva, vezi că mai e ceva acolo. Asta e un puzzle. Ah, e puzzle ăsta. Ideea e că toate sunt la fel, de asta le-am lăsat și în cutie, ca să nu-și dea seama ce alege, că așa se putea uita. Ia hai să vedem. Nimic. Nimic. Ai văzut cum se evaporă, se topește imediat. Nu se dai găleata lui David, că el e asistentul. Cu toate că eu știu ce am pus în el și așa eu abia aștept ca să dizolv. Și eu la fel, în spate aici sunt iartă. Și scopil mic și eu. Haide. Aia? Ia mă să vedem. Ce hotărât ai fost? Ia. Wow. Ia vezi că aici avem, poți să mă aștept să o spăl puțin aici. Oh. Ce e asta? Că nu știu ce. Sunt niște inele. Dar ce mișto să topești și da, rămâne în apă, nu? Dar nu faci, să-mi faci și mă iubita un din ăsta, dar să-mi pui așa câte 1000, 2000, 3000. Dar de ce nu faci tu 1000, de exemplu? Uite, fii atent, am putea face. Știi că e rămas dator da, cu un video da, la mine. Nu, dar nu, că trebuie să facem și clipul ăla cu da. Doar că mulți mi-a cerut să fac cu Andreea clipuri, doar că Andreea se află într-o perioadă foarte, foarte aglomerată, încărcată, pentru că termină facultatea și are multe examene și are de învățat. Da, e vina mea, recunosc. Nu, nu că e vina ta, dar chiar ai treabă de făcut și le-am promis că după aia, poate, după ce te eliberezi, ca să zic, așa o să facem clipuri, o să facem mai multe. Și ăla cu da și cu multe.
Așa. Da, să vedem și noi. Să vedem și noi. Am niște inele astea. Ah, și inele. Ah, și lanț. Gata. Ia. Da, mă. Hai, mă, că e mișto. Ia. Ia, uite. Cu perlă, cu tot ce trebuie. Wow. Ce să amestecăm aici până una alta. Ești pregătită? Da. Trebuia să iau mai multe. Nu știu, au rostul de din ăsta. Că se încearcă și mie, îmi place. Da, e fai. Hai să vedem. Ia. Te ajut? Da. Gata, deci te descurci. Ia să vedem. Ia să vedem. Oh. Am crezut că nu-i nimic, mă, crezi? Am și eu, am crezut la fel. Ia, arată-ne să vedem. Oh. Asta. Asta e... Ce-i ăsta? Ochi? Da. A, e jeleu. Da, ok. Jeleu și ălalalt. Ok, deci ai un... Jeleu. Un jeleu în formă de ochi și aici. Mamă, nu mai pe inele astăzi. Ăsta cred că nu e cam mare. Ba da, da. A, e cam mare. E fain. E mișto, dar n-am nimerit aici. Hai să vedem. Aia zici tu? Prea am ales din partea asta. Hai să vedem. Ui, dar parcă-s dezamăgit eu așa că se duce și nu-i nimic. Așa. Gata. Hai să vedem. Aia zici tu? Da. Ia să vedem. Da. Ok. Ia. Wow. E bun. Jeleu pe care ți-l-a mâncat David astăzi. Că așa am auzit reclamații, David, că e mâncat jeleu. Am auzit că nu ne-ai după un jeleu. E din ăla bun? Eu cred că Maria o să vrea să mai facem videouri. Mai facem dacă vreți. Câte like-uri facem? 80.000 de like-uri. Așteptam așa un 50.000. Da, vedeți că... Luăm de aici? Da. Hai, pune. Poți să amestești și tu dacă tot ești acolo și vrei să faci. Că astea pun și pe tine la treabă puțin. Gata? Hai. Aia? Numai din partea aia, lăsa acolo că a prins și mechiria. Da, cred că i s-a părut să nu văd ceva aici. Ia. Îmi place că se evaporă. Mamă, îți dai seama cât zahăr e aici? Da, nu vreau asta? Să știu. Da. Hai și să-l amestec. Tot aia? Da. Ia, dacă vrei tu tot asta. Au. Dacă asta te ajută, nu poți ia. Gata. Ia să vedem. Ui. Nimic? Ah, ok. Da, ce mișto e asta cu... Cu bilețelul, pare că nu-i nimic. Până la final, ai văzut? Până în ultima clipă nu-ți dai seama. Surpriză. Deci aici avem o surpriză care nu se află. Ce-i dăm aici? Este pus acolo în pungă. Ia. Nu cred așa ce. Mamă, de asta chiar e mișto. Îți place? Da. Știi ce e? Da, știu, dar nu știu. Te ajut? Nu. Oricum, rupe-l. Ce să mai... Eu când primesc câte un cadou sau din asta așa, nu mai mult, rup tot. Da, vezi, ți-am zis, dar fii atent că o să rup asta, că eu nu stau... Da, rupe și trebuie să mai am și nevoie de cadou. Aia zic, dar nu pune nici... Păi, stai că mă bate un pic, că nu știu cu jucările astea pe 2022, acum e complicat. Eu presim că o stricăm până la final. Nu, nu, gata, acum e deschisă, gen. Ah, și cheița. Ah, și aici are cheița. Și aici, și aici poți să închid, știi? Vezi, nu ne-am prins noi, nu o să se prindem. Da, mă, gen, ascund și cheia, închis cheia cum ar veni, știi? Să ne sfure cineva cheia și acum, nu știu, dă și tu la nimerală ce-o fi ea. Ba, și ai deschis ăsta, vezi că e mișto. Rău. Dar vorba ta pe 2022 cu jucăriile astea, cam greu. Și ăsta ce e zice? Nu cred că s-o desfaci... Ariscai. A, e un gen de, nu știu, portofel, da. Da. Vreau să de euro? Bani? Mamă! Mamă, are și chestii. Are... Mamă, nu poți să crezi. Ștampire. Nu zic că ăsta e pix. Ba da, ca să scrie aici în carnețel. Să le apasă. Ia. Da, mă, wow, ce să mai ies King, vreau să zic că mi-am făcut tatuaj. Wow. Te-ai schimbat acum, cum ar veni. Ok. Wow. O sau te ajut? No. Stai așa. Gata. Hai să vedem. Bagă aici. Opa. Oh, unicorn. Ce e asta, portofel? Nu riscă acolo. Da. Portofel? Da. Căști. Fete, încă îți mergi doar rău, pe bun. Ce tare. No, deci trebuie să fac și eu un din ăsta, dar știi cum să facem? Nu spunem o preche de Versace, un tricou, o ceapcă, știi ce zic? Da.
aia. Eu ți-am zis că îți fac dacă vrei. Gata. Aia? Ia mă să vedem. Hai, te-ai descurcat cu forță. Ia să vedem. Ui, mamă, deci vreau să iei. Nimic, nimic. Dă-i acolo. Hai. Aia? Hai să vedem. Am crezut că nu-i nimic. Ce? Ce-i asta, că nu-mi dau seama eu? E un... ruj? Ia. Sigur e de mâncat? Păi vreau să văd cum miroase, că eu chiar sunt curios, ia. Nu vezi că nu are aplicator? Ia, da. Să văd și eu cum miroase. Ia, dăm puțin aici. Viti că vrea și el să dea. Mamă, ce dulce, nu? Tu știi ce dulce-i? Îți place, nu? Păi zic să le ia așa și să-l bei, ce să mai dai păpuzii cu el. E bun. Păi bun, e dulce, e rău. Chiar eram curios. Nu știam că există așa ceva. Nici eu până azi. Bun, care chestie? Haide. Bagă. Hai să gustim. Dragă, ai zis, am mirosit atât. Le strică ăsta pe toatele. N-avea nimic, zici, trebuie să mănânci pe toate. Da. E bun. E bun, place? O să-ți iau și două, trei din astea așa. Mai sunt și alea acolo? Sau sunt goale? Goale. Ok. Era culmea, Viti. Hai. Asta, da? Ce tare am fost. Îți dai seama că am fost vreo 4, 5, 6 și a părut și nisia, dar până la urmă ce-a zis, ia-ți iau eu una să văd. Mamă, se și vede un pic aici. Se vedea? Ok. Adică ți-ai dai fosfat, ți-ai dat. Da, dar știi care e treaba? Că el fiind acolo în cutii cu capac, când alegi nu vede, nu se vede până ăsta, vezi? Da, capac, de asta le-am și lăsat aici. Da, capac nu, da. Și ce e ăsta? Lego? Cred că știu, au. Dar nu știu cum să-l deschid. Ia, dă-mi coa să văd dacă... Eu cred că știu. Mă descurc cu ceva. Da, eu pe mâna s-a rupt tot, nu mai. Am făcut numai apă, cred că l-am stricat. Wow. Eu am zis că e și din ăla Lego, da, care pune unul peste altul. Gen. Așa arăta. Ok. Așa. Am înțeles. Și toate scărioci, nu? Da. Îți plac? Da. Tu la capitolul carioci. Wow. Cam grea asta așa este, că am pus eu una pe ea când am pus-o acolo. Deci e clar că are surpriză. E cam grea așa, dar hai să vedem. Ia. Wow. Mamă, uneori mă întreb cum am băgat astea aici, mă, crezi că asta chiar e mare. Ce e asta? Vezi, dar pune aici, că mică o desfaci și să nu cadă ceva în apă. În caz de ceva. E... mă, mă ligă, ce e asta? Și uite, uite, e în două culori. Păi și ce e asta? Slime? Sau plastilină, cred. Da, de ce? Da, mă rog. Uita, plastilină, uite că scrie aici. Vezi? Da. Uai. A, păi vezi că tu ai o țară acolo, gen. Dacă te uiți aici, vezi că sunt steaguri. Și cred că e o culoare care, gen, reprezintă steagul ăsta. Și ce zic? Uite. Nu știu, zic, cred că am zis vreo prostie, este? Da. Ai zis o prostie? Da, nu cred, cred că e doar... am vrut să zic. Uite, nu, Viti. Doar încă te... Chia, mi-am dat seama de ceva acum. Nu e Viti, gen, e doar tradus, uite, în română, plastilină. Da, lați așa, spune de lucită. Wow. Zici că e cauciuc. Ia. Zici că e cauciuc. Hai că stai și necopii, știi? Hai mă, iubite, ce ai făcut. Cauciuc. Am plecat cu ea. Ai stricat-o, gata. Hai că ți-am amestecat aici. No, dacă l-ai închis bă, acum. Bă, aici. Și pune-l aici. Nu mai ai multe. Mai ai 3, 4. Nu, da, 4. Nimic. Ah, nu, nimic. Vezi că e cred că e la mișto rău acum. Cred că e, da. E ceva super mișto. Surpriză, mă. Surpriză, da? Fii atent la surpriza asta. Ești pregătită de surpriza asta? Nu. Ia, fii atent. Da, că e greu rău și pentru mine. Ia uite. Și asta era acolo. Îți face vânt, gen. E ventilator din ăla mic. Ce? Uite ce clămițe frumoase. Am crezut că sunt din ăla de prins părul. Nu? Păi da. Da. Ăsta nu ne interesează ca de obicei.
și eu. Cred că trebuie am aici un ajutător. Stai așa. Stai că ia apă pe aici. Avem priză fix aici. Nu merge, este gata. Poți să poți să bagă. Așa. Și n-are un buton. Trebuie să-l pornești. Ia, vezi, mă. Mom, dar ce-ți faci? Chiar faci. Ia. Asta e perfect pentru mine. Îl pui acolo când scrii ceva sau așa, știi? Să pui pe birou. Ia, oprește. Haide. Ia. Ia, mai mănâncă. E bună. Trebuie să mănânci pe toate. Promit că pe ultima gen băgăm mâna și scoatem dacă e surpriză și ți-o las ca să o mănânci. Nu mai dizolvăm mâna pe, da? Uh-huh. Păstrăm mâna. Hai, alege. Ia să vedem. Wow! Oh, mai avea ceva. Wow. Asta nu mai e nimic. Și ce să stea, aici nu? Aici e un copit cu Elsa. Au, și știau cu ce, am zis că e o bucată de, nu știu, de ceva. Și ăștia nu știu ce sunt. Ăsta la bicicletă, la spițe. Da? Și care le prins pe spițe la bicicletă? De bicicletă. Da. Mai avem o pungă să-ți dăm, a fost doar una aici, mai e încă o pungă, da, pe care o să-ți o dăm. La fel, cu tot cu din ăsta. Cred că chiar e aici. Uite, poți să-ți o dai. Uite, mai ai una. Wow. Asta o să... Poți să-ți pui la bicicletă. Da, poți să le punem după aia pe spițe, frumos. Alege una, una o dizolvăm și una o păstrăm ca să o mănânci și vedem dacă se află ceva. Ia să vedem. Nimic? Nu, nimic. Asta e nimic. Ce e asta? Ia desfăr să vedem. Oh. Am intrat apă în el imediat. Normal, ce sunt bomboane? Da. Bomboane și cu... Ăsta? Da, dacă mă întreb pe mine nu-i mare chestie, așa? Și sincer să vă zic, unul din ăsta mai e și 6 lei. Adică, ca idee așa, mi se pare că nu merită bani dacă mă întreb pe mine. Cred că a fost 12. 12? Oaleu! Da, pe bune, 12 lei. 12 lei. Pe 12 lei, un din ăsta și ai văzut ce are, ca idee așa? Adică nu mi se pare că are ceva așa mișto. Da, ce să fac acum? Pe bune, spuneți voi ce face cu asta. Cu asta, ce faci cu asta? Și ăsta, cred că e un activ. Ăsta le mănânci oricum, zici că e din alea, ca să nu mai zic, că mănânci din alea de colibă, mm-hmm, știi? Și asta am zis că o păstrăm și fii atent cum facem. Dăm ăsta puțin de aici, așa, și vezi dacă se află ceva, scoate de aici. Să vedem dacă se află ceva în ea. Asta trebuie să mănânci pe toată ca să afli dacă e ceva. Mm-hmm. Era ceva aici, nu știu. Nu cred. Nu crezi că era? Nu prea. Ce? Mai știu. Zi, mă, vrei și tu? Vrei și tu, da, știi că vrei și ea. Vrei și tu, da, vrei să mănânc. Zi, poate și ție, zi, mă, nu știu alea gribată de la asta de copii. Băi, dar sincer, aș fi mâncat și eu dacă n-aveam probleme cu stomacul. Nu-i bună? Ei, nu. E dulce rău, ce am. Mai vei? N-are nimic? N-are cum să-mi spacă ceva. Ia iau așa și-l pe-n două. Dar sunt curios să văd dacă există ceva. N-are mă asta nimic ca un... Poți să mănânci, dar nu pot toată odată, ok? Ți-a plăcut video? Mai vrei să mai facem? Uh-huh. Și partea a doua? Uh-huh. La cât la 80.000 de like-uri? Uh-huh. 80? Uh-huh. Deci dați like acolo forță să facem 80.000 de like-uri și o să mai facem. Care e ăsta, jucăria ta preferată din tot ce e aici pe masă? Spune una singură, atât ai voie să alegi să ne spui. Eram sigur. Eu am zis că alege ventilatorul ăsta, dar se pare că vorba ta e cu ăsta, cu cărțile, cu tot felul. Da, eu știam. Asta pe locul 2, da? Eu nu-mi puneam, astea acum speciale făcute pentru biciclete. Da. Eu aveam, dacă știți, la croitorii, la umerașii, să pune câte un număr din ăsta să bag, mm-hmm, o chestie din asta. Așa, și mi-aduceau de la croitorii femeile, mm-hmm, și le puneam la spiții, eu, știi? Mm-hmm. Nu erau pe, exact pentru și astea. Și după au mai ieșit câteva și erau fosforescente, așa, aia, da. Știi, spirală din, mm-hmm, aia? Ce vorbești, mă? Cam asta a fost clipul, apăsați butonul drag, sper că v-a plăcut, i-am făcut și o bucurie și a fost și mișto, chiar a fost satisfy pentru mine, da, să facem asta și mi-ar plăcea să facem și partea a doua, așa că mă bazez pe voi, Bogdan, și ne vedem la următorul vlog, v-am pupat, pa, pa!